Mehedințenii au preferințe variate privind alegerea locațiilor de concediu, de la litoralul românesc până la destinații exotice din străinătate. Mulți dintre ei și-au plănuit deja unde și cum își vor petrece vacanța de vară. Zilele caniculare i-au împins pe mehedințeni să se gândească la un concediu relaxant în destinații atât din România cât și din străinătate. Fie că și-au rezervat un sejur din timp cu câteva luni în urmă, fie că s-au hotărât pe ultima sute de metri, destinațiile de vacanță par a fi diverse. Unde ați prefera să petreceți concediul de vară, în țară sau în străinătate? Principiu și în țară, dacă se poate, la noi, la mare și la munte și, de ce nu, și afară, în Grecia, în Bulgaria. Apelez la agenții de turism, mă sfătuiesc cu ei și este mai ușor. Unde ați ales să vă petreceți vacanțele? Păi, de obicei la mare, că e vara, e cald. Agențiile de turism au fost supra-solicitate în această perioadă. Zi de zi s-au primit cereri pentru vacanțe în diferite destinații. După restricțiile cauzate de virusul COVID-19, în care am avut parte de anulări și reprogramări ale vacanțelor, anul acesta există o cerere surprinzător de mare de pachete de vacanțe. Chiar dacă unele țări impun restricții persoanelor nevaccinate în ceea ce privește testarea sau carantinarea la retur, turiștii aleg destinații precum Antalya, Creta și Egipt. Acestea sunt ușor accesibile pentru că charterele pleacă de pe aeroportul din Craiova. Bineînțeles, primează ca și destinație de vacanță litoralul românesc, în special stațiunea Mamaia. Iar pentru zona de balneo, în topul preferințelor turiștilor, rămân Băile Felix. Unii turiști mai curajoși au rezervat pachete cu înscrieri timpurii. Alții și-au rezervat vacanța începând cu luna mai. Cei care nu au apelat la agenții de turism au preferat să ia responsabilitatea în propriile mâini și au rezervat singuri sejururile. Mehedințenii care nu doresc să se limiteze la teritoriul țării pentru concediu au de înfruntat restricțiile din alte țări.